Cu un singur click pe site-ul arhivamedievală.ro descoperi cele mai vechi scrisori în limba română, multe dintre ele adevărate comori istorice. De exemplu, scrisorile lui Vlad Țepeș către primarul Brașovului, în care domnitorul îi cere găzduire în cazul în care turcii invadează țara românească. Asta este un document de la Radu Mihnea, la 1587, un sigiliu domnesc în ceară roșie, cu stema țării românești. Aici este semnătura domnului. Aici s-au întins pergamentele față de o formă de păstrare pliată. Ce păstra perfect, dar e restaurat. Și este, e restaurat, sigur că da. Apar numele de localități și atunci este foarte important pentru atestare și chiar de persoane. Noi urmărim sfatul domnesc și evoluția rangurilor boierești. 80% dintre documente sunt în limba latină, 10% în slavonă și română, iar 10% în alte limbi, cum ar fi turcă. Digitalizarea lor a costat 900.000 de euro, din care peste 85% sunt bani norvegeni nerambursabili. Aceste documente vor intra în conservare și vor mai ieși la lumina zilei doar în împrejurări deosebite. Știu, pentru cercetări speciale privind conținutul hârtiei, anumite expertize sau pentru anumite expoziții, dar în rest publicul va cerceta aceste tezauri online, evident, oriunde pe Mapamond. Putem reconstitui, dacă vreți, arhiva domnitorii de până la 1600. Putem vedea sigilii în diverse variante, sigiliu domnesc din cancelaria lui Vlad Țepeș. Putem constata de asemenea întăririle de la Mircea cel Bătrân. Arhivele naționale și-au propus să digitalizeze în următorii ani și alte documente. Prioritate vor avea cele care sunt cele mai des solicitate de cercetători și care au o importanță istorică deosebită.